Do 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 do. Eros Ramazzotti. Dragilor, m-am gândit să facem o pastilă de mitologie, asta însemnând ca în două cuvinte sau două minuțele să vă explic cam despre ce este vorba în cazul unor personaje mitologice care apar în mitologiile studiate de noi, respectiv mitologia greacă și latină. Și astăzi m-am gândit la Eros, pentru că m-ați întrebat ce este cu el dacă Afrodita este zeița frumuseții și a iubirii. Și v-am promis că mă voi documenta mai amplu și iată că avem și răspunsul, care este de fapt foarte simplu. El este fiul Afroditei. Afroditei cu Ares, zeul războiului. Și ca să vă mai spun mai, mai amplu, se pare că zeii l-au oferit oamenilor în dar ca pe o forță care inspiră pe poeți și pe artiști ca motiv de bucurie a vieții. Este reprezentat ca un copil care ține un deget în gură, asta sugerând discreția, în același timp cu aripi, înarmat cu arc și tolbă cu săgeți ce le lansa către zei și oameni, insuflându-le iubirea și sentimentele mai delicate. În alte reprezentări apare ca un copil care torturează un fluture foarte interesant, care fluturile fiind simbol al sufletului. Uneori în rolul fluturelui apare o tânără cu aripi de fluture. Și mai avem aici faptul că a căpătat între timp și un caracter funerar, figurând ca un copil, ținând o flacără cu vârful în jos, însoțind mormintele și sarcofagele. Eu am văzut Eros pe morminte, deci există și la noi. Ok, cum arată? Hai să vedem o poză. În cele mai multe cazuri îl vedem în acest fel. Iată. Așa. Ce găsesc eu interesant aici este că grecii combină războiul cu iubirea. Și din război și iubire se naște un Eros mic care apoi cu săgeata lui chinuiește oamenii. Ce ziceți? Grecii știau ceva? Eu cred că da.